Una dintre problemele extrem de importante cu care se confruntă administrațiile publice din România o constituie majorarea taxelor de colectare și depozitare a gunoiului, măsură necesară a fi luată din cauza impunerii de către guvern a unei taxe de mediu în valoare de 80 de lei pe tonă. Pe ordinea de zi a ultimei ședințe a Asociației Municipiilor din România, care a avut loc la București în luna ianuarie, a fost și cea legată de acest subiect, primarii prezenți la întrunire solicitând reprezentanților guvernului introducerea acestei probleme pe ordinea de zi a ședinței din această săptămână. Primarii prezenți au mai solicitat guvernului prorogarea termenului de plată a taxei de mediu de 80 de lei pe tonă, taxă care a fost deja încasată din contul operatorului de salubritate pentru luna ianuarie 2017. Există municipii din România unde operatorii de salubritate au refuzat să mai ridice gunoaiele din oraș, ceea ce creează mari probleme municipalităților respective. A fost unul din subiectele importante de pe ordinea de zi, cu un interes major din partea tuturor participanților. Au venit chiar și invitați din afara comitetului director, pentru că am întâlnit primarul de la Orșova, de exemplu, care are o adevărată problemă în municipiul Orșova, datorită faptului că de 3 săptămâni gunoiul nu se mai ridică de la platformele gospodărești. Am reușit să gândim o serie de puncte comune. Din păcate nu a venit ministrul mediului, a venit șeful de cabinet. Am înțeles că așteptau un ultim aviz de la Ministerul Dezvoltării Regionale, iar pentru a grăbi lucrurile am stabilit ca o ultimă întâlnire să aibă loc astăzi de la ora 10, punctuală, cu reprezentanții de la AMR, unde va participa domnul președinte Negoiță, împreună cu directorul Constantin Mitache și încă 2-3 primari pe care i-am mandatat ieri, reprezentanța ai Ministerului Dezvoltării și Ministrul Mediului, pentru a grăbi această modificare legislativă și în ședința de guvern de mâine deja să se regăsească această ordonanță de urgență. Practic, noi am solicitat acestui minister să proroge termenul de intrare în vigoare până în luna iulie, deci practic să intre în vigoare începând cu luna iulie și să modifice practic ținta de reciclare, pentru că în momentul de față, așa cum este prevăzut această ordonanță, prevede că pentru orice cantitate de deșeuri depozitată trebuie plătită această taxă de 80 de lei pe tonă. Această taxă deja pentru luna ianuarie s-a achitat deja, deci e clar că în momentul de față operatorii sunt cei care au suportat luna ianuarie, dar mai departe să știți că nu sunt dispuși să mai suporte și pentru celelalte luni, drept pentru care situația este destul de presată. Conform unei hotărâri de guvern prin care s-a introdus această taxă de mediu, termenul final de conformare la legislația europeană de mediu este 2025. Primarii de municipii au cerut ministrului mediului Ilia Olguța Vasilescu, prezentă la această întrunire, impunerea graduală a acestei taxe în funcție de cantitatea de gunoi reciclată. În prezent, în România se reciclează 15 până la 20% din gunoiul colectat, primarii propunând ca până în 2025, termenul final de conformare la decizia Uniunii Europene, municipalitățile se achite anual această taxă doar în funcție de cantitatea de gunoi reciclată. O modificare a țintei de reciclare, pentru că termenul final, până la urmă, până la care să ajungem la 50%, este 2025. Ori Ministerul Mediului a impus 2020. Atunci am solicitat o trecere progresivă. În momentul de față, cam toate, sau la nivelul României, se reciclează în jur de 14-15%, dar sigur că putem accepta pentru acest prim an sau să ne raliem la 15% și după aceea ulterior, gradual, 5%-10% de la un an la altul, astfel încât în 2025 să ajungem la acest obiectiv de 50%. Iar diferența să se plătească, sau taxa aceasta de 80 de lei, să nu se plătească în cazul în care se atinge ținta pentru acel an, iar dacă nu se atinge ținta, să se plătească doar pe cantitatea care nu s-a reciclat în această situație. Însă forma finală este clar că o vom vedea mâine. Discuțiile au fost foarte constructive la Ministerul Mediului, zic eu, acolo trebuie rezolvată problema, ține de ei și sperăm să
romașcanii să nu fie obligați să plătească o taxă suplimentară pe această... Numai că pe ordinea de zi a ședinței de guvern din 9 februarie, pe lista celor 15 proiecte referitoare la ordonanța de urgență, hotărâri, memorandumuri, note și puncte de vedere, nu figurează a fi discutată și problema taxei de mediu privind gunoiul, semn că la această oră executivul este mult mai preocupat de ceea ce se întâmplă în stradă, care fierbe încă din cauza protestelor legate de ordonanța de guvern referitoare la amnistie, deși aceasta a fost retrasă și abrogată.